arestare. Din motive de concediu la Alexandru Catalan, împreună cu colega mea, Ana Pârloagă, facem știrea zilei. Nu vom face ca de obicei, pentru că suntem cu două persoane diferite astăzi. Eu același, dar Ana e diferită. Și ne-am gândit să vorbim despre performanță, despre sacrificiu, despre efortul depus pentru a face ceva ce simți că este al tău. În cazul de față, l-avem pe Patrick Dinu, un tânăr despre care am aflat ieri că, de fapt, el, pe lângă faptul că este campion și mondial și european la junior, la înot, este și alergic la clor. Dar totuși, pentru că este pasiunea lui și viața lui o simte în jurul înotului, ia pastiluțe de alergie și merge mai departe. Ce a spus? Ironic de-a dreptul, și el a zis: cum de e posibil ca cineva care vrea să facă înot atât de mult să fie alergic la clor? De la 6 ani el și-a dat seama, când a fost pentru prima dată la bazin, că după fiecare antrenament îi curgea nasul continuu și a început atunci, au început să-i apară și mici eczeme pe piele. Așa a făcut câteva teste și de atunci și-a dat seama că este alergic la clor. Și el și părinții lui au râs, bineînțeles, cum să fii alergic la clor când tu vrei să faci înot. Și cu toate astea era făcut performanță, a mers mai departe și astăzi este pe prima pagină campion mondial și european. Da, și poate. Și poate. Câți dintre noi, Ana, oare ne-am oprit din drum în loc să mergem, la câte un inconvenient mult mai mic? A, eu personal de multe ori. O, numai eu de câte ori mă opresc prin iulie de la slăbit? Că trag tare începutul de an, o vede pufoșel ca și acum, îmi depun repede un program, mă țin de el, până în Paști mai beau doar de 2-3 ori câte 2 pahare de vin, în rest nimic. Mm-hmm. 3 pahare de vin fac poftă de mâncare. Niciun pahar de vin, poți să ții regimul. Ah, ok. După care am slăbit 17 kg și mă simt bine. Nu vrei și o cola, nu vrei și un suc, nu vrei și un Fanta, nu vrei cumva și un prigat? Pentru că place, mă expandez la loc. Păi și atunci... Dar acest băiat se scoală la 4:55. Da, și la 5 și jumătate este la bazin. Își face și școală. Mm-hmm. Nu doar sport. Ok, și care e diferența dintre el și tine? Cred că diferența între el și mine este, în primul rând, de voință și de disciplină. Ok. Și ce se află în spatele dorinței totuși la el? Și ce se află în spatele dorinței la tine? Vrei să fii pufos sau să fii sănătos? Eu mă simt, sau bine, să mănânci? Eu mă simt bine în pielea mea. Okay, dar îmi place și cu paharul de vin, îmi place și cu o prăjitură mai bună, pe care și în perioada în care slăbesc cu mănânc, dar doar puține. După ce mi se pare că m-am dus în standardul bun, mănânc mai multă. Iar în schimb îmi dau seama că nu fac asta. Și despre asta aș vrea să vorbim astăzi. Despre efortul acestor oameni. Gândește-te că marea noastră campioană, pentru că este marea noastră campioană Simona Halep, până este să fie acuzată de ceva. Marea noastră campioană și-a făcut o operație de reducere a sânilor pentru a putea să facă performanță. Exact. Tot ce înseamnă performanță, tot ceea ce noi admirăm la alții, de fapt este rodul unei munci foarte mari. Și despre asta vreau să ne jucăm în știrile zilei, cât timp le facem împreună. Da. Pe lângă ce vedem la televizor, despre efort, bine și dezvoltare. Despre obiceiuri mici, care practic ne devin rutine și ne determină viața și... Este viața pe care practic o trăim. Și cu câți dintre noi nu spunem că dacă nu-mi beau cafeaua, nu am chef să vorbesc, să-mi intru la treabă? E păcătos. Este. O cafeluță care în fond mai te tonifică. O cafeluță, un vinișor. Vinișorul de în weekend, dar o cafeluță, un vinișor. Nu poate fi înlocuită cu apa? Ba da. Deși apa, spun oamenii, că ar fi cel mai bun aliment, nu? Suntem 70 sau 80% apă, dacă atât nu mai mult. Da. Bine, în cazul meu, mult mai mult apă decât la tine. Aia vreau să vă spun. Un tânăr care face eforturi. Un tânăr care ar trebui să fie luat de exemplu, nu neapărat pentru faptul că e campion. Nu putem fi toți campioni. Dar putem să fim niște oameni care lucrăm cu noi. Niște oameni care nu ne împiedicăm de o intoleranță. Intoleranțele în timpurile noastre se pot descoperi, alergiile se pot evita, se pot lua pastile pentru ele. Sau dacă știm că nu ne priește nuca, nu mâncăm nucă. Asta nu înseamnă că nu ne putem bucura de viață pentru că nu putem mânca nucă. Lăsăm nuca deoparte. Alegem să ne bucurăm de viață. Exact. Alegem fără să nucă. Avem... Fără nucă. Dacă nu ne priește nucă. Exact. Asta a fost știrea de astăzi, despre performanță și eforturi.